sociale au apărut primele imagini clare care prezintă crucișatorul Moscova după ce a fost aruncat în aer de rachetele ucraine în săptămâna trecută. Imaginile care par să fi fost făcute de pe o navă de salvare aflată lângă nava de război arată avariile din partea stângă a navei împreună cu flăcările care ar supunte și un nor gros de fum care se ridică spre cer. Imaginile nu au fost până în prezent confirmate de nicio autoritate de stat din Ucraina sau din Rusia. Îți reamintesc, nava de luptă rusească Moscova a fost lovită de două rachete Neptun care aparțineau a armatei ucrainene. A confirmat asta un oficial american al apărării pentru postul Washington Post. Forțele armate ucrainene și-au declarat de la început atacul asupra crucișătorului din Marea Neagră. Moscova a susținut însă că nava a fost avariată de un incendiu care a dus apoi la scufundarea vasului.